Au fost ploi continue în Pitești și în tot județul Argeș în ultima perioadă, iar codul galben a fost înlăturat abia în această dimineață. A fost pericol de inundații în curțile argeșenilor, care s-au luptat cu apa din grădini în ultimele zile. Vremea continuă în aceea stare, dar nu cât să se instaleze un nou cod. Astfel, astăzi temperaturile variază în Pitești între 2 și 11 grade, șansele de precipitații sunt de 80% pe timpul zilei și de 10% pe timp de noapte. Vineri cerul va fi înnorat și șanse mici de a ploua, până spre seară când se anunță câțiva stropi. Temperaturile urcă până la 16 grade. Sâmbătă se pare că va fi singura zi în care soarele s-ar putea arăta și va fi ceva mai cald. De duminică însă vremea se răcește și se anunță din nou ploi. Nu uitați așadar umbrelele acasă niciuna din zilele următoare, pentru că vremea e în continuă schimbare, iar primăvara nu dă semn că și-ar fi găsit locul.